Suntem la societatea ECO Târgu Neamț și stăm de vorbă cu domnul inginer Marian Viorel. Spuneți-ne care este domeniul de activitate al societății dumneavoastră. Domeniul principal de activitate al SEC ECO Târgu Neamț îl reprezintă colectarea, selectarea și valorificarea deșeurilor. Un alt domeniu de activitate al societății reprezintă activitatea de prestări în construcții și reparații în domeniu, în tot ceea ce ține de iluminatul public al orașului. Câți angajați aveți la dumneavoastră aici, la această societate, și dacă tot personalul își îndeplinesc atribuțiile de serviciu? Societatea a avut un număr de 58 de angajați. Între timp am făcut o serie de disponibilizări, am fost obligați să le facem, de fapt, tocmai pentru că mare parte din persoane, din cei care au plecat, nu își găseau rostul în activitatea societății. La momentul de față aveam un număr de 46 de angajați. Noi, eu zic că își fac datoria la momentul ăsta, s-ar putea și mai bine. Sper să, în timp, să reușesc să-i conving să facă lucrul ăsta. Cu ce probleme se confruntă societatea ECO Târgu Neamț? Probleme sunt destule. Prima, cea mai grea problemă, ca să spun așa, este cea legată de modul de strict de colectare a deșeurilor la nivelul populației, în sensul că oamenii încă nu conștientizează faptul, importanța colectării selective a deșeurilor. Ideea că ele se colectează la momentul ăsta de avalma, noi încercăm cu personalul nostru să sortăm cât putem din ele și să se revalificăm. Sperăm în continuare că printr-o campanie de conștientizare a oamenilor, poate chiar cu ajutorul televiziunii dumneavoastră și nu numai, să îmbunătățim modul de colectare selectivă a deșeurilor. Alte probleme ar fi legate de parcul de utilaje. Eu l-am găsit într-o stare destul de avansată de degradare, ca să spunem așa. Am cât de cât în scurtul interval de 3 luni de zile de când sunt director aici, am reușit să le punem pe picioare cât de cât și să ne facem treaba cu ele. Cam ce dotări ați avea nevoie? Ce ne-ar trebui? Societatea noastră nu are... Ar trebui să avem o vidanjă. Având în vedere specific activitățile noastre, noi am prevăzut un buget pentru anul 2013. Sperăm până la sfârșitul anului să adunăm banii necesari ca să putem achiziționa. De asemenea, ne-ar mai trebui o mașină pentru transportul containerilor. Avem o mașină veche, antică și de demult, nici nu mai știu câți ani are și ne chinuim cu ea. Dar toate se rezumă în final la bani și dacă tot am ajuns la bani, o altă problemă mare pe care o avem este cea legată de încasarea taxei propriu-zise pentru activitatea pe care o facem noi. Avem și societăți comerciale cu datorii destul de mari. Noi am început o acțiune acum de conciliere și eventual după asta de vrând nevrând o să ajungem în instanță. Mai greu este la persoanele fizice, chiar dacă suma nu este extraordinar de mare. Care ar fi această sumă? În jur de 5 lei pe lună, dar cetățenii amână de la unul la alta și sunt foarte mulți cetățeni care au undeva la 200-300 de lei au ajuns și pentru foarte mulți dintre ei reprezintă chiar o mare problemă. Spuneați că veți începe o campanie de selectare a gunoiului. Am văzut că la blocuri sunt tomberoane, cum să zic, pe mase plastice, pe sticlă, pe hârtie. La casele particulare nu am văzut așa ceva. Veți dota și casele particulare cu aceste tomberoane? Da, există un program la nivel județean
un program care cuprinde și orașul Târgu Neamț. Din câte am înțeles eu, vor mai fi înființate încă 84 de puncte de colectare a deșeurilor. Nu știu exact poziționarea lor care va fi, dar bănuiesc că se vor amenaja niște puncte de colectare și în zona caselor, nu va fi la fiecare.